În lumea afacerilor există o specie aparte de oameni, cea antreprenorilor în serie, au idei, le pun în practică, le dezvoltă și după ce afacerile sunt mari și înflorite, le vând și o iau de la capăt. Sunt oameni cărora le plac provocările, care simt că trebuie să o ia de la capăt de mai multe ori. Un astfel de om este Marius Ghenea, a pus pe picioare și a dezvoltat 25 de afaceri. Astăzi povestea unui antreprenor în serie, ce a avut curajul să creadă în peste 25 de afaceri și să devină business angel pentru multe proiecte îndrăznețe. Marius Ghenea este alături de mine. Salut! Salut! 25 de ani de antreprenoriat. Foarte interesant și ce s-a întâmplat în spatele lor, întâmplările care te-au adus aici. Ești din Craiova, primii pași au fost făcuți acolo. M-am născut și am crescut în Craiova, am avut șansa unei familii frumoase de intelectuali, să spunem profesori, și la fel ca părinții mei și eu am fost foarte atras de la bun început de studiu. Am fost premiant, am fost la olimpiade de matematică, m-au atras întotdeauna provocările pe zona științifică. Am avut și șansa că fratele meu, fiind cu un an și ceva mai mare decât mine, întotdeauna eu cumva în școală știam deja lecțiile și informațiile din anul următor, pentru că țineam un pic pasul cu el. După absolvire, normal mi-am dorit să vin în București, mi-am dorit să fac o facultate tehnică și așa am ajuns la electronică și telecomunicații. Am fost colegi de facultate în aceeași grupă la facultatea de electronică și telecomunicații. Marius a fost la momentul respectiv șeful nostru de an. Îi plăcea să iasă în evidență de atunci, dar el lui plăcea să vorbească în fața oamenilor. Ai făcut politehnică și tot cam de pe acolo a început și ideea asta de business. Ce-ar fi să ai tu banii tăi? Trecuse perioada comunismului, eram deja la începutul anilor 90. În mod clar, în anii 90, la începutul anilor 90, nu existau modele, nu existau mentori. Am început să fac o activitate de ghid în turism pentru grupuri internaționale, grupuri de străini care veneau în România. A fost prima mea sursă de bani și am început asta chiar în primele luni ale lui 1990. Știam deja câteva limbi străine, am mai învățat câteva, vorbeam vreo 6 limbi străine. Două dintre ele le-am făcut la școală, ca toți ceilalți colegi, și celelalte le-am învățat singur. Care sunt aturile lui principale? Cred că are o inteligență mult peste medie, ca să zic așa. Este un tip extraordinar de inteligent, foarte studios. Dincolo de inteligență, a citit foarte mult. Iar apropo de studii, ai fost și profesor la un moment dat, ai predat limba engleză. Unde? Da, am predat cunoștințele engleze la un liceu economic și a fost o experiență extraordinară, mi-a plăcut foarte mult și ani mai târziu am revenit la catedră, predau antreprenoriat, intraprenoriat, inovație și noi afaceri la cursuri de executive MBA, spre exemplu. Ne-am cunoscut acum 6 ani și ceva. Eu construiam pe vremea aceea un proiect pilot, un proiect foarte interesant și care ulterior s-a dovedit a fi un mare succes. E vorba de programul Business Drive, programul mini-MBA pe care îl desfășor împreună cu Marius. Ei, și cum spuneam, în acea perioadă căutam un partener pentru a livra acest program. Ce înseamnă Business Drive? Ce faceți voi acolo? Business Drive e un program de dezvoltare a competențelor manageriale. Participanții noștri moștenesc efectiv o afacere pe care o conduc pe un ciclu multianual pe parcursul a 5 ani sub îndrumarea mea și a lui Marius. De ce facem business? Cum? Profit. Profit, o definiție care deja ajung la nivel de platitudine, da, serii. Pentru bani. Corect. Pentru bani. Fundamental, ne apucăm de un business ca să facem profit. Hei, acum profitul, probabil că știe toată lumea, e egal venitul minus cheltuieli. Deci avem din start două variante să facem profit. Creștem venitul sau scădem cheltuieli. Faceți și mentorat împreună. Da. Cum e mentorul Marius Ghenea? Foarte aplicat, foarte exact, foarte analitic.
Cine l-are mentor pe Marius Ghenea și se ține de chestia asta, n-are cum să n-aibă succes. Este o enciclopedie. Este și un bun pedagog, știe să predea. La finalul unei asemenea curs de două zile, cei care participă pot să plece cu suficiente informații și cu un bagaj de cunoștințe necesar, fie pentru a porni propria afacere, fie pentru a îmbunătăți, a optimiza, a dezvolta și a face mai profitabil afacerea existentă. Cum mama mea îmi spunea foarte bine, este extraordinar să poți să vezi cum împărtășind din experiența și din informațiile tale ajuți alți oameni. Iar pentru asta ai scris și primul manual de antreprenoriat din România. Nu e doar un curs de antreprenoriat, e o carte completă, un ghid de la A la Z pentru antreprenori români. 1992 este punctul din care ai făcut primul pas spre antreprenoriat împreună cu câțiva colegi de facultate. A spus pe picioare prima afacere, Flamingo. E de fapt o poveste care a început ca și prolog, ca și prequel, cu un alt job pe care l-am avut, cel de inginer de aparate de măsură și control la Renel București. Familia era foarte fericită, era un salariu foarte bun, un job sigur, o companie puternică, ce drept o companie de stat. Și a doua sau a treia zi după ce am intrat acolo, mi-am dat seama că nu găsesc oportunități. În 1993, reîntâlnim cu doi foști colegi de facultate, toți trei fiind din provincie, deci niciunul dintre noi nu era în București. Am zis, hai să începem să facem acest business. Și să începem cu ce bani? De unde ați făcut rost de startul, de finanțarea pentru startul afacerii voastre? În cazul nostru, evident, părinții, familia ne-au ajutat cel mai mult. De multe ori resursele erau, de fapt, resurse în natură, să spunem. Părinții mei mi-au dat mașina lor ca să vin cu ea la București și să pot să transport calculatoare și piese cu mașina respectivă și am mai împrumutat de la o rudă de-a mea, țin minte, erau vreo $3,000, adică o sumă care nu era în niciun caz o investiție majoră. $3,000 era în perioada respectivă prețul la vreo 3 calculatoare. Exact. Îmi aduc aminte, primul meu calculator de la începutul anilor 90 era cam la $1,000. Ai mei chiar s-au împrumutat la bancă să mi-l ia. Prețurile erau mult mai mari și din punct de vedere al disponibilității financiare a românilor erau mult mai greu de achiziționat, de procurat. O afacere cu calculatoare pornită între prieteni și a crescut foarte, foarte repede. Ați devenit în câțiva ani, ați ajuns la nivel internațional cu această afacere. Unde ați ajuns și cum ați crescut atât de bine? După ce am ajuns într-un interval relativ scurt de timp lider de piață în România, ne-am pus problema care sunt etapele sau care putea să fie dezvoltarea ulterioară a companiei. Vorbim de anul 1998. Prima oară am mers mai curând ca un test de piață în Republica Moldova. Am deschis în Bulgaria, Macedonia, Serbia, Croația, apoi am mers în Ungaria. Am ajuns în 2001 să deschidem și un business în Olanda. Câțiva ani mai târziu, după ce eram lider de piață în România, am ajuns să fim lider de piață în toată regiunea Europei de sud-est. Eram clientul Flamingo și la fel Flamingo era clientul meu. Fiecare aducea produsele lui și ne mai vindeam unii altora. Din calitatea de client-client, ați ajuns să fiți parteneri în afaceri. În 98 ați intrat în Flamingo. În 98 mi-am dat seama că, bă, eu nu sunt bun de antreprenor, ia să încerc cealaltă variantă. I-au zis, ok, hai vino la noi. Și mi-au făcut o propunere foarte bună. Și m-am alăturat echipei Flamingo. În 98 și am stat acolo până în 2002. Cum era Marius Ghenea, șef? Destul de relaxat a fost Marius Ghenea, șef. Întotdeauna avea vorbele potrivite la care aveai nevoie. Și a ajuns un moment în care ai simțit că vrei să treci la altceva. Ai făcut primul exit din postura ta de antreprenor. Ai vândut afacerea. De ce? E suficient să spun că a fost un exit foarte, foarte bun pentru mine, în condițiile în care m-a ajutat nu doar să îmi, eu știu, rezolv toate nevoile financiare, casă, mașină și așa mai departe, ci și să merg mai departe și să mă implic în noi afaceri. Unul, doi ani mai târziu am fost remarcat de topurile Forbes și Capital. Te apropiai de 30 de ani în momentul în care ai devenit unul dintre milionarii României. Nu te opri de acolo, ai investit mai departe și ai investit foarte mult în multe companii. Câte proiecte ai avut? Sunt vreo 25 de companii în total. Și probabil că sună interesant așa, 25 de companii în 25 de ani, dar asta nu înseamnă că am stat un an cu o companie. Printre cele mai mari succese de business ale lui Marius Ghenea au fost companiile Fit Distribution, PC Fan, PC Garage și Flanco.
Am crescut compania de la 20 de milioane de euro la 120 de milioane de euro, deci o creștere de 6 ori în 3 ani. Compania a devenit extrem, extrem de profitabilă, ce drept era și perioada aceea cu credite doar cu buletinul și cu explozia creditului de consum. Care sunt daturile lui de antreprenor pentru care a pus pe picioare atâtea companii și l-a și vândut foarte bine? Marius a înțeles foarte repede ce trebuie făcut, în special în România, luând modele din străinătate, uitându-se foarte mult în străinătate. Dacă pot să dau definiția antreprenorului român, el este Marius. Definiția asta se duce către Marius Chenea. În momentul în care ne-am întâlnit pentru interviul acesta, am spus că o să vorbim despre antreprenorul Marius Chenea. Dar mi-ai spus că nu îl vezi pe Marius Chenea antreprenor. Mai degrabă spune că este investitor și omul care știe să te ajute să depășești blocajele și să pui firma pe o direcție fără să fie neapărat implicat. Antreprenorul e ăla care suflecă mâinile și muncește el. Unde îți plasezi banii? Mergi către bursă? Mergi către depozite bancare, conturi de economii? Întotdeauna am fost un investitor. Din această perspectivă a investitorului, a fost un investitor direct, un investitor care pune banii direct în companii, de obicei în companii private, pentru că prin asemenea tipuri de investiții, cred că pot să am o relevanță mai mare în ceea ce privește rolul meu. Pe de-o parte măresc randamentul propriilor bani. Ai avut decizii pe care le regreți? E mai bine să nu te gândești în trecut cu regrete și cu resentimente și cu remușcări. Nopți nedormite, perioade de criză, perioade foarte dificile? Da, au fost multe nopți nedormite. Au fost alte perioade în care am avut, probleme la depozit, inclusiv incendii, furturi și așa mai departe. Ai frici? Dacă ne referim la Băianjen, la șerpi, da. Cred că multe dintre ele sunt în natura umană. În ceea ce privește frici pe partea de business, nu am, pentru că până la urmă business-ul are și el regulile lui. Mulți oameni au frici și mulți au avut frici în momentul în care au ajuns în arena leilor, acolo unde din 2007 până în 2013 ai fost băiatul rău și dur atunci când veneau oamenii să-și prezinte proiectele și să facă rost de bani. Cum a fost experiența? Acolo nu era o joacă, erau niște bani reali, care erau banii noștri, pe care noi îi puneam complet la risc, 100% la risc, alături de antreprenori respectivi, și în același timp așteptam de la ei o abordare la fel de serioasă și de cele mai multe ori se întâmpla să vedem o dezaliniere, o problemă din acest punct de vedere, pentru că ei nu erau foarte serioși. Eu n-am investit până acum decât în vreo 10 sau mai multe site-uri. Absolut. Și în toată experiența m-am învățat că încasările nu vin deloc atât de repede. Lăsați-i pe ăștia gratuiți, vreau să văd cum obțineți bani din așa ceva. Deci, utilizatorii, a doua variantă este aceea de a obține de la sponsorii concursului. Și aici ajungem de unde încercați să obțineți niște sponsori pentru acest lucru. Practic, vom vinde bani. Cu precizarea, și aici vreau să fiu foarte sincer, nu este deloc în regulă să lanțați un concurs fără să aveți banii pentru premii. S-ar putea să fie chiar ilegal, nu știu. Ne-am cunoscut la Arena Leilor, eu am învățat foarte mult de la el pe toată zona asta de antreprenoriat. Eu mi-aduc aminte la Arena Leilor, el era mai mult cu burta și dacă îmi plăcea antreprenorul, el era cu planul. Eu nu investeam niciodată dacă el nu făcea semn că planul e ok. La partea cu oamenii eram eu mai, poate îi miroseam puțin mai bine sau îi vedeam dacă există chimie. Deci Marius, el era tehnic aplicat, studia bine planul pe care îl primea în față. Veneau mulți antreprenori care solicitau finanțare pentru dezvoltare, însă în realitate ei aveau nevoie de finanțare pentru rezolvarea unor probleme financiare și a unei restructurări, de exemplu, sau unei crize financiare pe care treceau cu propria companie. Care a fost cel mai curajos proiect în care ai investit? Nu investesc în idei trăznite. Multe dintre investițiile bune pe care le-am făcut au fost în lucruri extrem de banale. Voi ați încercat să resuscitați proiectul de succes Arena Leilor într-un oarecare alt format. Merge? Se adresează startup-urilor, celor la început de drum, antreprenori care au idei de afaceri și care caută fie finanțare, fie mentorat, fie diferite resurse pentru a-și pune în aplicare ideea. Una dintre problemele românești este că nu prea scoatem suficient la iveală și în față și în lumina reflectoarelor aceste zone de excelență, ci ne cantonăm în problemele care nu merg, în lucrurile rele, în lucrurile urâte, în lucrurile negative. Ai lucrat cu statul? N-am avut niciodată activități cu statul, am avut o singură colaborare, să spun așa, i-aș spune eu, socială. Perioada în care am fost în Consiliul de Administrație la Tarom a fost primul
proiect de management privat la companii de stat. Sunt lucruri de birocrație, sunt lucruri care țin de anumite elemente vizibile de corupție. Dar separat de aceste elemente, pentru mine a fost mai curând, hai să spunem, o șansă combinată cu o anumită opțiune de business. Este un tip extraordinar de serios și face treabă când se apucă să facă ceva, știi că o va face cu foarte multă acuratețe, incredibil de inginer este Marius, dar în același timp este un petrecăreț. Marius e o persoană care e altfel decât imaginea publică. El e foarte de gașcă. Cum e în viața reală? Dansează pe mese. Nu cred. Ba da, dansează pe mese, știe să se distreze. E un tip care e vesel, pontos. Ai cochetat la un moment dat și cu muzica, sau ți-ai dorit să faci muzică? Spuneau părinții tăi că în clasa a treia, așa, ți-ai dorit să faci vioară. Da, chiar am făcut până la urmă vioară în toată perioada, cred că ultimelor ani de școală și a liceului. Nu știu dacă mai cântă la vioară, dar să știi că la petreceri de obicei ne batem pe pupitru de mixaj, pentru că fiecare dintre noi vrea să pună muzică. Muzica îl pasionează în continuare, îi place foarte mult câte o partidă de karaoke, nu-i mai iei microfonul din mână. Mi-aduc aminte că la nunta lui a cântat. Are și o piesă preferată pe care o cântă mereu la karaoke? Da, e Suspicious Minds. A cântat-o și la el la nuntă, a cântat-o și la mine la nuntă și la mai toate petrecerile noastre. Ce pasiune ai? Ce îți place să faci? Călătorile sunt indiscutabil o pasiune importantă pentru mine. Cred că este unul dintre oamenii care au vizitat cele mai multe țări din lume pe care îl cunosc în România. Am vrut să fac cu el și cu alți doi colegi o agenție de turism de lux. Doar care... pentru că el pusese în foarte multe pentru locuri. Este un excepțional consultant. Un excepțional consultant, nu numai că a fost de turist, deși eu sunt în turism, l-a văzut infinit mai multe țări ca mine și a știut să se bucure de tot ce înseamnă turism. Călătorile cu această componentă specifică de diving, de scufundări, sunt certificat PADI de aproape 20 de ani și în această perioadă am avut tot așa marea șansă să pot să fac scufundări în cam toate mările și oceanele lumii. Cu ce te ocupi acum și care sunt planurile de viitor? Am trecut în zona de investiții financiare structurate. Voi merge mai departe să investesc în noi companii. Vreau să ridic un fond nou pentru România, tot pentru tehnologie, probabil în gama de 50 de milioane de euro și cu acest fond să continui să investesc în inteligența românească, în companiile care pot să devină companii de succes nu doar în România, ci și pe plan internațional, pentru că avem șansa în zona aceasta de IT, în zona de tehnologie. România chiar are o mare șansă, nu atât pe piața locală, ci pentru faptul că putem să creăm produse originale software aici în România, software, eventual software și hardware, aici în România și să le vindem, inclusiv investițiile pe care le fac sunt gândite în această direcție a exportului de valoare românească. Voi sunteți împreună colegi acum și în Coaliția pentru Dezvoltarea României. Da. Încercați să aveți o discuție în permanență cu guvernul, cu partea oficială a statului. Noi doi suntem cei care au contribuit în mod efectiv la legea Business Angels. Am fost eliminatorii ștampilei din România. Cheia succesului pentru el care a fost? Consecvența. Cum vezi viitorul României? Cum arată următorii ani pentru România? Sunt tot felul de provocări pe care le vedem, mai ales în condițiile unor probleme de stagnare, aș spune, la nivel guvernamental și la nivel de decizie politică. În ultimii ani, schimbările prea dese de guvern, schimbările prea dese de legislație au creat numeroase provocări pentru antreprenorul românesc, dar în linii mari, la 100 de ani de la Marea Unire, viitorul României sună destul de bine, în opinia mea. De ce? Pentru că există atât de multe resurse de creștere în România, pe lângă resursele naturale pe care România le are în continuare, spre deosebire de multe alte țări de aici din zonă sau din Europa. Avem totuși foarte multe resurse de inteligență și aici mă refer la zona de IT, care poate să dezvolte semnificativ în continuare, să contribuie din ce în ce mai mult la PIB-ul național prin export de inteligență și export de valoare și de tehnologie.